seara și bine ați revenit cu Drala Prof Online cu exerciții și probleme de matematică la algebră și geometrie. Știi că ai alt timbru? Deci faptul că ai făcut la lucrare, știind că ai făcut, alt timbru ai în voce tare. Numai că Miruna a făcut aproape, cred că perfect, însă ea n-are acum posibilitatea să vorbească că... Mănâncă portocală. Așa, clasa 7. Algebra. Lui Ionca. Așa. Test algebra. Test algebra. Numai. E vorba de testul lui Ionca, da? Da. Radical din 32. Radical din 32. Plus radical din 18. Minus radical, nu știu, minus radical din 72. Egal cu. Am dat, eu să vorbesc repede. Egal cu radical din. Radical din 2 ori 16, eu încă. 16, mulțumesc. 2 ori 16. Nu plus radical din 2 ori 9. Minus radical din 2 ori 36. 2 ori 36 fac 72. 2 ori 36. Și egal mai departe cu S4. 16 face S4 aici. 4 radical din 2. Hai, te rog repede. Radical din 2 plus radical din 2. 4 plus 3, că 9 e sensul radical, plus 3 radical din 2. 2 și minus Anca? Minus 3 3 6, cât este radical din 3 6? 6 Anca. 6 ori 6 fac 3 6. 6 radical din 2. 6 radical din 2 și egal cu răspunsul? 2 radical din 2. De ce? Radical din 2. Cu radical din 2. Simplu radical din 2. Păi ăsta nu l-ai făcut. Nu. Nu pot să spun că da, că câte vreme am văzut aici. Unde n-ai știut să faci? Hai să vedem unde ai știut să faci. Am încercat să scot direct pe... Să faci radical din 32 după extragere sau cum? Hai să vedem ce ai făcut, că mă interesează. Am încercat să scot direct acolo 4 radical din 2 și așa și m-am grăbit. Păi gata, deci n-ai scris nimic. Nici unul din radicale. Atenție, eu așa și punctat. Cum? Dacă l-ai fi făcut cu ăsta, zădeam 0,10. Dacă l-ai făcut cu cel 0,10, deci 0,10. Încât dădeam 0,20 sau 30, făcând pe unul din ele. Deci pe primul l-ai făcut, da? A, înțeles. Deci, minus 10 radical din 27, domnul profesor le-a pus într-o paranteză. Minus 10 radical din 27. Minus 10 radical din 27, într-o paranteză le-a pus profesor. Împărțit la 5 radical din 12, într-o altă paranteză. 5 radical din 12. Adică, rog, lasă pe Ancuța ca să vedem cât a făcut. Nu, nu, nu. Păi greșit la altul. Și egal cu Anca, te rog. Te încurcă cine, Anca? Ce idee ai avut aici? Ai vreo idee? N-ai avut niciuna aici. Ce anume? Spune ideea ta. Păi, zici, când ai zis da, spune ideea ca să putem continua. Adică ce idee ai? Zice așa, minus 10 împărțit la 5. Deodată. Da, și acolo, aici cu radical din 28 împărțit la radical din 2. Și n-ai făcut nimic acolo. Nu, ai făcut. Deci deocamdată zici minus 10 împărțit la 5. Mai întâi, la școală, dacă ar fi fost testul lui Anca, ar fi făcut așa. Pe radical din 27, l-ar fi scris ca fiind
3 la 3A, îl scoatem pe 3 și o să avem minus 30 radical din 3. Foarte bine. Minus 30 radical din 3, pentru că tu ai simțit că 3 la 3 înseamnă 3 la 2 ori un 3, 3 la 2 sunt 3 în față și cu 10 minus 30 și radical din 3. Și 12 la... Totul de împărțit la... Totul de împărțit la... 12 l-aș fi scris ca fiind 3 ori 4. Așa, iar 4 scapă de radical. Da, adică 2. 2 și ori 5? 10 radical din 2. Radical din 3. 3. Deci împărțit la 10, radical din 3. Da. Și acum adi, ce mai vrei mai frumos dintre atâta? Să împărțim. Împărțim. Și ar fi minus 3. Deci vine minus 3. Și atât. Radical din 3, radical din 3, ca și mai zici 30 împărțit la 10. 3. Da, noi am avut acum și... E cum, tot în genul ăsta ai avut. Da, tot în genul ăsta. Chiar dar el a greșit cu ăsta. Noi mai, e mai simplu chiar. Eu l-am greșit pe ăsta. Păi ne-a avut de ce? Nu trebuia să faci. Cum? Exact. La noi cam era 27, radical din 27 împărțit radical din 3 și radical cu 27 împărțit radical din 3, 9. Radical din 9 și la noi era super. Deci împărțim la radical din 3 cam în genul ăsta. Da, 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 și împărțea radical din 9. Atâta tot ca și m-ar fi radical din 9 și care face 3. Da? Deci aici am avut complicat și 10 și 5. Nu, noi și noi am avut la fel, minus 10. Am înțeles. Aceeași idee da. Este. Tot aceeași idee este. Bun. 3 supra. Clar, da? Deci așa trebuie făcut. Scoți un 3, minus 30 radical din 3 și ies un, de aici un 2 ori 5, 10 radical din 3 și iată, ca și mai zice 3, 10 împărțit la 10, sigur minusul, minus 3. Mergem mai departe. 3 supra radical din 2, totul la a treia. Deci, 3 supra radical din 2, totul la a treia. Da. Împărțit la 2 supra radical din 2, totul la a treia. 2 supra radical din 2, totul la a treia. Totul la a treia. Deci așa mulțim prima cu a doua inversată. Da. Deci ai zis 3 supra radical din 2 totul la a treia. Înmulți cu radical din 2 pe 2 totul la a treia. Și egal mai departe cum? Se ducea radical din 2 cu radical din 2. Aici aș fi avut ceva de obiectat în sensul că nu prea se vede cum se reduce ăsta cu ăsta. Dacă însă e spus așa, fiind ăsta la a treia și ăsta la a treia, scriu 3 pe radical din 2 ori radical din 2 pe 2 totul la a treia. Acum se vede mult mai clar. Așa. Deci n-ai mai spus pe ăsta la a treia și ăsta la a treia? Trebuia să spui că ai mulțit prima cu a doua inversate. Da. Și după scrierea asta, radical din 2 cu radical din 2 se vede și face 3 pe 2, 3 pe 2, totul la a treia, care înseamnă, în final, 27 supra 8. Deci, matematicii, 27 pe 8. L-ai dus, l-ai dus la capăt? Da. S-a dat așa, da? Bun. 27 pe 8. Deu. Acum, radical din 32. Radical din 32. Pe lângă, paranteză pătrată. Radical din 126. Radical din 126. Minus radical din 96. Da. Minus radical din 8. Minus radical din 8. Pe lângă. Radical din 28. Ia să văd o profesor cum asta. Paranteza aia rotundă, nu știu de ce ați închis-o. Păi, dar... E pătrat acolo. Aici e pătrată. Nu, nu pune și rotundă. Și după radical din 8, minus radical din 8, pe lângă. Adică ori, cum ar veni. Nu închideți paranteza rotundă. Așa. Dar în rotunda nu le-am deschis-o. N-ați deschis-o, de aia și zic. Acum o deschideți. Pe lângă acum așa, o deschideți, da? Așa. Radical deci, din 28. La aici se dictează așa. Minus radical din 8. Înmulțit cu, deschidem paranteză. Deschidem paranteză. Radical din 28. Radical plus din radical din 63. Cât? Plus radical din 63. Și acum închideți pe cea rotundă și pe cea pătrată. Așa. Da. E gata. Gata, mulțumesc. Da, atât.
Anca, aștept la tine. Radical din 32 pe lângă... Deci radical din 32 pe lângă... Radical din 126 minus... În paranteză pătrată. Deci paranteză pătrată, da. Radical din 126 minus... Scriu radical din 126, da? 126 minus radical din... Minus 14. De ce 14? Radical din 196. Face 14 din 100, dar eu 96 am văzut aici. Numai 96. Așa ai dictat, 96. 96, da? 96. Ai zis 14. Dacă ai scris 14 în căițel, atunci la lucrare, ai greșit pentru că te-ai dus la 196. Ai scris 196 aici. La test? Da, de ce zic minus radical din 96? În continuare? Da. 96, da. Minus radical din 9. Da. Și facem paranteza rotundă. Te rog, pe lângă, mulțumim, paranteza rotundă. Radical din 21. 63. 28, nu 28. Radical din 28 plus radical 63 face un singur radical. Un singur radical. Adică cât face, te rog? 3... 81. Radical din 81. Radical din 81. Așa ai făcut, da? Așa ai făcut. Ziua de la. Nu mai mintești nimic. Da, Anca, asta e gravă greșeală. Dacă ar fi fost înmulțire, zici un singur radical. Dar fiind atunci, ar trebui făcut calculul efectiv. Deci cum să zici radical lung din sfatul numerele? Deci e foarte grav. În mod normal trebuie scris așa. Sigur că m-ai pus copii la un cap până la celălalt și n-ai vrut să mai faci ceva. Deci începând de la radical din 32, nu-l las. Mm-hmm. Radical din 32 face cât? 2 ori 16, 4 radical din 2. Deci cum să scriu încă o dată ca să pierd timpul? Deci 4 radical din 2. Pe lângă. Radical din 126 face 62 ori 64. 64 e 8. 8 radical din 2. Dar nu cred că e 2 ori 64. 2 ori 60... Nu, e 126, nu 128. Eu sunt, da, e corect. Deci este 62, nu? 63, pardon. 63, da. Deci rămâne... 2 ori 63. Da, și 2 ori 9 ori 7. 63. Hai să-l descompunem pe 126 până la alta, cel mai rapid. Înseamnă că avem... Ce bate geam? Cineva? Deci 126 prin 2, 2, 63, 7 ori 9, 63, da? 7 ori 9. Și atunci trebuia să scriu că 126 este egal cu 2 ori 7 ori 9. 9 iese. 9 iese și face cât atunci? 3 radical din 14. 3 radical din 14. Da? Rămas... 2 ori 7, 9 ieșit, 3 radical din 14, minus radical din 96, ia să vedem 96, cum îl putem scrie? Ca de 2 ori, 16 ori 6, 2 ori 3. Deci 2, 48, da, 16 ori 2. 16, nu? Da. Ori 3. Uh-huh. Iese 16, 4 radical din 6. 4 radical din 6, da? Și minus 2 radical din 2 e 8, 2 radical din 2, pe lângă. Radical din 28 înseamnă 4 ori 7, iese 4 și rămâne 6. 2 radical din 7. 2 radical din 7, plus 63, 7 ori 9, iese 9 și 3 radical din 7. 3 radical din 7. Și este egal mai departe, închid paranteza dreaptă, și este egal... În calcul, egal cu 4 radical din 2. Pe lângă 3 radical din 14.
minus 4 radical din 6, minus 2 radical din 2, ori 2 radical din 7 și cu 3 fac 5 radical din 7. Da. Deci, mi ori 5 radical din 7. Și închidem paranteza, rotundă este toată. Da. Și este egal acum cu 4 radical din 2, adică un număr pe lângă... 4 radical din 2 pe lângă 3 radical din... Putem să scriem pe 14 ca fiind... Lasă-l, Adi, nu, da, acolo, da. Acum 3 radical din 14 minus 4 radical din 6 minus... minus 10 radical din 14. Corect, minus 10 radical din 14, care e egal mai departe cu 4 radical din 2. Pe lângă? Da, 4 radical din 2. Pe lângă... Minus 7 radical din 14. Perfect! Minus 7 radical din 14 și minus 4 radical din 6. Da? Minus 7 radical din 14 și minus 4 radical din 6. Da. Și este egal mai departe cu... Mulțim parantezele alea să vedem ce mai este. Hai repede să le mulțim. Adică minus, minus 7, 4, 28. Minus 28. Radical. Radical din cât, Adi? Radical din 28. Din 28. Hai zicem 4 ori 7, Adi. Da. Și mai departe. Minus... Așa. 4, 4, 16. 16 radical din 12. Și egal mai departe, zicem, egal cu? Egal cu minus 28 ori 2, 40, mă, nu, 56. Radical din 7, minus? Minus 16, bă, nu, 12, 3 ori 4, a zis. Da. Da. 3 ori 4. Este un 2. Uh-huh. 16 ori 2, 32. Da. Minus 32 radical din 3. 3. Și atâta rămâne, nu? Atâta rămâne, dacă mai facem, mai putem sta un 8 factor și cam minus 8, chiar. Minus 8. Pe lângă 7 radical din 7, nu? Că 7 ori 6, plus 4 radical din 3. Cam asta ar fi fost finalul. Nu mai putem face nimic. Destul de multe chestiuni, Anca, nu ai făcut nimic aici. Eventual, greșeli grave, când ai făcut aici radical de 28 cu 63, mai degrabă nu faci nimic decât zici asta. Atenție, când ai scris o chestie... Câte puncte dați pentru o chestie? A, da, da, da. Mai degrabă nu scrii nimic decât să scrii radical din 28 plus 63. Este mai sănătos să nu faci nimic decât să scrii o prostie de asta. Cum am făcut eu în lecție. Deci, atenție! Apropo de greșeli grave, da. Nu? Greșeli grave care creează un sentiment de cum să spun, de furie la profesor, extraordinar. La 2 a fost mai ușor, poate a reușit să vedem acolo. Înjurăm profesor. Da, 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 da. Când faci așa o greșeală, este foarte grav. Să se raționalizeze numitorii fracțiilor, 6 supra radical din 12. Șase supra radical din 12. Zi-mi, te rog, Herna. Să raționalizăm. Nu mai raționalizăm ăsta. Da. E cam mai departe, Anca. Amplificat cu radical din 12. Da. Și 6 radical din 12 supra radical din 12. Da. Și 6 radical din 12. Atât? Aici. Nu. Și-o lași așa? Adi. Impresiunea, mai vorbit. Păi și cât e că 6 cu 12, de ce? Păi da, spune-mi, simplificăm 6 cu 12, și cât rămâne? Radical din 12 supra 6. Radical din 12, totul supra 6. Și nu 6, numai radical din 12, fără 6 asta. Supra 6, da? Da. Supra, pardon, 2. Supra 2. Supra 2. Ce facem ca? Da? Radical din 12, supra 2. Și ce pot face mai departe? Pe 12 îl putem scrie ca fiind 4 ori 3.
Iese 4 dacă... Iese 2-ul. Deci vin 2 radical din 3. 2 radical din 3 supra 2. Adică radical din 3. Aici e finalul. Oh, dar neapărat. Tanchet. Deci nu... Nu faci... Nu lași așa, Petru. Că suntem la etapa... Am uitat să simplific acolo. Unde? Aici? Da. Și nu ai mai simplificat nimic și ai lăsat pe drum. Deci, ești. Le fac la jumătate. Da. Bine. Nu-i bine. Cât? 5 radical din 2 supra... Am simplificat până la radical din 2. 5 radical din 2 supra 2 radical din 5. 2 radical din 5. Anca, mă, da, să-mi facem. Ești prea presant. Cu 2 radical din 5. Dar de ce și cu 2? Nu e cu radical din 5 ca să scapi de radical. Asta înseamnă raționalizarea. Să scapi de radicalul de la numitor. Deci simplificăm cum ai cu radical din 5 și vine. 5 radical din 3 ori 5. 5 radical din 2 este aici. 5 radical din 2 ori? 5. Nu ori 5. Radical din 5. O radical din 5. Supra. Radical din 5 ori radical din 5. Adică face 2 ori radical din 5 ori radical din 5. La a doua, adică 2 radical din 5. Deci ai zis 2 ori? 2 ori radical din 5 la a doua. 2 radical din 5 la a doua. Și 2 radical din 5. Păi 2 ori 5. Nu radical de 5, că dacă rămâne tot radical, ai înmulți și tot rămâne, e corect. Deci egal cu 5 ori radical din 2 ori radical din 5, cât face? Cât? 5 radical din 7. Din 7. Păi nu-i 2, 2 ori 5 este, Anca. 2 ori 5, că atind am 2 radical la înmulțire să scriu un singur radical și vine 2 ori 5. Unde zis 2 plus 5? 2 ori 5, supra, jos cât este? Supra 10. Supra 10. Mai departe. 5 cu 10 se simplifică. Se și face 2. Păi 2 ori 5 cât face? Chemăm cineva să mulțească radical din 10. Radical din 10 supra? Supra 2. Supra 2. Ăsta a fost răspuns. Radical din 10 pe 2. Mergem la alte chestii. Nici aici n-ai făcut. 8 supra radical din 7 plus radical din 3. 8 supra radical din 7 plus radical din 3. Plus radical din 3. Egal cu? Din 7 minus radical din 3. Deci înțeleg și sus și jos. Și vine 8 pe lângă. Vorbește ca să eu să scriu. 8 pe lângă 7 minus radical din 7 minus 3. Deci radical din 7 minus radical din 3. Minus radical din 3. Supra. Radical din 7 plus radical din 3. Radical din 7 plus radical din 3. Totul. Pe lângă radical din 7, minus radical din 3, ăla cu care înmulți. Și egal mai departe cu. Pe lângă radical din 7, minus radical din 3, și jos. Te-ai mulțit aici, da? Da. Nu e indicat să mulțim deocamdată, până când nu facem calcul de jos, să vedem dacă nu se întâmplă ceva. Radical din 7 la a doua, adică 7. Da. 7. Plus radical din 3 la a doua, adică 3. Plus sau minus? Minus. Păi A la a doua minus B la a doua, încă. Nu-i plus. Iată, 7 minus 3. Și 7 minus 3 fac 4. Și 4 ăsta simplifică cu 8. Iar 7 plus 3 făcea 10. Și este gata ieșițiul.
4, 8, 6, rămâne 2 și răspunsul este 2 pe lângă radical din 7 minus radical din 2. Și așa trebuia să rămâne chestia. Înmulțim cu 8, e stricat, că nu mai putem simplifica. Nu ai putut simplifica că e 7 plus 3 și ai zăpășit existul iarăși. Că, da, am avut formula aceea. A la a doua minus B la a doua este egal cu A minus B pe lângă A plus B. Și dacă așa se întâmplă, tu ai avut A, minus, A plus B pe lângă A minus B, care face A la a doua minus B la a doua. Da? Mai departe. 3 supra radical din 8 minus radical din 5. 3 supra radical din 8 minus radical din 5. 3 supra radical din 8 minus radical din 5, da? Mm-hmm. Egal cu 4 radical din 3. No, radical din 8 plus radical din 5. Deci vine 3 pe lângă radical din 8 plus radical din 5. Totul supra. Tot supra radical din 8 minus radical din 5 se lângă radical din 8 plus radical din 5. Pe lângă radical din 8 plus radical din 5 se face egal mai departe cu 3 pe lângă 8 radical din 3 pe lângă radical din 8 minus radical din 5 nu înmulțesc plus radical din 5, da? Nu înmulțesc din aceeași motive. Da, simplifică și 8 minus 5. Și vine 8 minus 5 care face 3 și 3 cu 6 3 cu 3 se simplifică și doar rămâne radical din 8 minus plus radical din 5. Asta este răspunsul corect. Mai avem? Da, da. Exercițiul 3. A. Adică asta s-a terminat cu raționalizatul. Da. Sunt câte ieșiții? Mai sunt 3 și 4. Asta, da. Deci mai avem. Deci la jumătate testului sunt. Da. Am înțeles. Deci ai ieșit testul 3. A. 3 supra 5 plus 2 radical din 6. 3 supra. Trei supra 5 plus 2 radical din 6 minus 4 supra 5 radical din 2 minus 4 radical din 3 5 radical din 2 minus 4 radical din 3 da. Plus 18 supra 3 minus radical din 6 3 minus radical din 6 egal cu Anca? Ai vreo, ai schițat vreun gest aici? Nimic. Ba, da, amplificam cu 5 minus 2 radical din 6. Conjugat, da? Deci egal cu 3 pe lângă 5 minus 2 radical din 6. Totul supra deodată aș vrea să fac după experiența de la ieșirea anterioare. Jos poți să dai răspunsul deodată. Totul supra. 5, 5 la a doua. E A la a doua minus B la a doua. Că mulțind și sus și jos, face A la a doua minus B la a doua, adică 5 la a doua care face 25. 25 minus... minus 12. De ce 12? Minus 24. 4 ori 6. Minus 24. Mai departe. Minus... 4 mergi tu. Ce ai de gând să faci? Amplificăm cu 5 radical din 2 minus 4 plus 4 radical din 2. Deci 4 pe lângă 5 radical din 2 plus 4 radical din 3. Da. Totul și supra. 50
minus 50 minus 52. Deci 52. 4 la a doua 16 ori 3. 16 ori 3. 48. Minus 48. Plus, mai departe, plus 18 pe lângă 3 plus radical din 6. Pe lângă 3 plus radical din 6. Totul supra. 9 minus 36. De ce 36? 6 la a doua. Radical din 6 la a doua. 9 minus 6. 9 minus 6. Și este egal cu? Deci e egal cu? Hai. Nu mai trebuie să mai punem. Vreau să aștept de la ea. La ce ne gândi? Ce avem de făcut acum? Adică? Adetermine e și se lucrează în continuare singur. Nu sta în ritmul ăsta. Anca. 25 minus 24 face 1, deci nu mai are rost ea de fracții. Și atunci zicem, mulțim acolo, cât face? 15. Minus 6 radical din 6. Da. Minus 20 radical din 6, radical din 2. Mai întâi 50 minus 4 și 8 face 2. 2 se simplifică cu 4 și face un 2 aici. Da? 10 radical din 2. Deci minus 10 radical din 2. Plus 8 radical din 3. Nu-i plus 8, că minusul din față schimbă semnul tuturor. Minus 8 radical din 3. Minus 8 radical din 3. 18, acolo face 3, 3. 3 acolo 6. Da. Și se simplifică de 6. 18 plus 6 radical din 6. Da, și egal mai departe cu? Se reduc 6 radical din 6 cu 6 radical din 6. Da. Și 15 3. 15. Plus 18, 3. Hai cum, dacă am zis cu plus, am ca. 15 plus 18. 33, nu? 33. Deci egal cu 33. 33 minus 10 radical din 2. Minus 8 radical din 3. Deci minus 10 radical din 2 și minus 8 radical din 3. Și atât rămâne. Și atât rămâne, când mai avem ce face. Anca, care a fost capcanul de aici? După ce te-a învățat să raționalizezi, după chestia aceea, acum a venit să vadă cum ai înțeles într-un exercițiu în care avem mai multe raționalizări. Deci trebuia raționalizat 3 pe lângă 5, minus 2 radical din 6 supra 25 minus 24. 4 minus 4 pe lângă 5 radical din 2 plus 4 radical din 3 supra 50 minus 48 și plus 18 pe lângă 3 plus radical din 6. Și iată 25 minus 24 1, vine 15 minus 6 radical din 6, apoi minus 2, aici 50 minus 48, 2. Simplificăm cu 4 și vine, rămâne un 2 și vine 10, minus 10 radical din 2 și minus 8 radical din 3. Atenție aici, minusul din față schimbă semnul. E minus 1 ori, minus 1 ori. După care 6 radical din 6 ori 3, 18, plus 6 radical din 6.
În concluzie, ai greșit suficient de mult pe aici. Deci nu ți-a ajutat rezultatul ăsta nici cum. 33 minus 10 radical din 2 și minus 8 radical din 3. Da? Mergem mai departe, altul, punctul B. 1 supra radical din 3 plus radical din 2. 1 supra radical din 3. Plus radical din 2. Da. Plus 1 supra radical din 4 plus radical din 3. Plus 1 supra radical din 5 plus radical din 4. Plus mai departe. Plus, nu. Ah, plus 1, limitat, plus 1 supra radical din 6 plus radical din 5. Totul de mulțit cu 1 supra radical din 6 minus radical din 2. Radical din 6 minus radical din 2. Egal. Vedem că putem să descriem pe 1 ca radical din 3 minus radical din 2. Pe 1 să scriem ca radical din 3. Deci aici așa. În loc de 1 este radical din 3, minus radical din 2, care face 1. 3 minus 2. Deci numai 3 minus 2, da? 3 minus 2. Supra 3, radical din 3 plus radical din 2. Supra radical din 3 plus radical din 2. Plus radical din 4 minus 3. 4 minus 3 supra radical din 4 plus 3. Radical din 4 plus radical din 3, nu? Nu ne ajută la nimic. Și greșit. E, nu-i greșit. Da, așa cum a scris, că 3 minus 2 ce nu face 1? Da. Ba, da, dar nu ne ajută. Păi nu ne ajută. E altă poveste dacă e greșit, că ai pronunțat cuvântul, e și greșit. Păi nu e greșit. Dar nu ne ajută cu nimic. Pur și simplu am pierdut timpul. Altă idee. Deci e clar că a scris așa. Și deci... Zi, Adi, tu ce idee? Cu tocmai ai scris. O să amplificăm cu radical din 3 minus radical, cu conjugate. La fiecare conjugate. Deci la fiecare în parte conjugata. Așadar, zicem aici, radical din 3, care e conjugata? Radical din 3 minus radical din 2. Totul supra. Totul supra radical din 3 plus radical din 2 pe lângă... Și cât face asta? Păi, formula. 3 la a doua minus 2 la a doua. Radical din 3 la a doua. Și face 3. Deci, radical din 3 la a doua minus radical din 2 la a doua, adică 3 minus 2. 3 minus 2 supra 3 minus 2 plus. Plus radical din 4 minus radical din 2. Da. Supra. Supra radical din 4 la a doua plus radical din 3 la a doua, adică 4. Minus. Ia la a doua minus B la a doua. Deci vine 4 minus 3 plus. Plus radical din 5 minus radical din 4. Da, totul supra. Totul supra 5 minus 4. Da. Plus. Plus radical din 6 minus radical din 5. Radical 6 minus radical din 5 supra. Supra 6 minus 5. Da. Totul de înmulțit cu, de la început. Supra. Radical din 6 minus radical din 2. Radical din 6 minus radical din 2. Și egal mai departe cu? Te rog. Radical din 3 minus radical din 2. Adică dau toate 1. La numitor este 1 și rămâne cât?
radical din 3 minus radical din 7 plus... Deci radical din 3... Minus radical din 4. De ce este 7? Radical din 2. Nu, am scris eu și nu am scris. Deci radical din 3 minus radical din 2. Plus radical din 4 minus radical din 3. Da. Plus radical din 5 minus radical din 4. Plus radical din 5. Radical din 6 minus radical din 5. Totul de mulțit cu? Cu 1 pe radical din 6 minus radical din 2. Da. Și egal cu? Egal cu... Se reduce radical din 5. 3 cu minus radical din 3, da. Radical din 4 cu minus radical din 4, da. Radical din 5 cu radical din 5 și rămân minus 2 cu plus 6. Minus radical din 2. Sau radical din 6 minus radical din 2. Radical din 6 minus radical din 2. Înmulțit cu 1 supra. Radical din 6 radical din 2 și se se simplifică paranteza cu paranteza și face 1. Da? Toată asta cu toată asta și face 1. Anca, nici aici n-am atacat mai nimic. Am greșit complet acolo că n-am raționalizat. Și deci nu, ai putut. Am ajuns și eu la aceeași chestie. Când nu știi cum ai făcut, acum când refacem, nu poți să spui că ai făcut acolo și aici n-ai știut să faci nimic. E numai că ai scris niște chestii acolo care nu au nicio relevanță. Că dacă tu ai scris acolo radical de 7 minus 3 pe acolo, nu știu ce... Nu, deci... am bine. Bine. Pe scurt, Anca, până acum avem probleme suficiente. Să vedem mai departe. Radical din 5... minus radical din 3. Radical din 5. Minus radical din 3. Supra radical din 3 ori 5. Radical din 3 ori 5. Da. Plus radical din 7 minus radical din 5. Supra radical din 5 ori 7. 5 ori 7. 7 pune sub radical, da. Așa. Plus radical din 9 minus radical din 7. Supra radical din 7 ori 9, da. Și plus radical din 11 minus radical din 9 supra radical din 9 ori radical din 9 ori 11. Ori 11. Și la mai departe. Ia să vedem ce vedem la Cianca. Ce ai făcut tu acolo? Adi, ce-i face? Da, să vedem dacă... Ai avut un proiect de aici, n-a făcut nimic. N-a avut nicio reacție, să înțelegi, nu a făcut nimic. Deci, radical din 5 supra, distribuim numitorul la numărător și gata. Așa, deci egal mai departe cu radical din 5 supra radical din 3 ori radical din 5, adică să da. Și facem o treabă, să se vadă și mai clar, că minus radical din produs din fiecare, minus radical din 3 supra radical din 3 ori radical din 5, plus Anca, te rog, după ce am discutat asta, plus radical din 7 supra radical din 5 ori radical din 7 minus radical din 5 supra radical din 5 radical din 7 plus radical din 9 supra radical din 7 ori radical din 9. Da. Minus radical din 7 supra radical din 7 ori radical din 9 plus radical din 11 supra radical din 9 ori radical din 9. Minus. Minus radical din 9 sub radical din 9 ori radical din 11. Egal cu? Radical din
egal cu radical din 5 simplificăm, radical din 3 simplificăm, radical din 7 simplificăm, din 5 simplificăm, din 9 simplificăm, din 7 simplificăm, din 11 simplificăm, din 9 simplificăm. Și este egal cu? Egal cu... 1 pe radical din 3. Radical din 3 minus 1 pe radical din 5. Da. Plus 1 pe radical din 5. Da. Minus 1 pe radical din 7. Da. Plus 1 pe radical din 7. Da. Minus 1 pe... 1 pe radical din 9. Da. Plus 1 pe radical din 9, minus 1 pe radical din 11. Așa. Egal cu? Minus... Se reduce. Minus radical din 1 pe radical din 5 cu plus 1 pe radical din 5. Minus 1 pe radical din 7 cu plus 1 pe radical din 7. Și rămânem... 1 pe radical din 3. Minus... 1 pe radical din 11. Și dau mai departe. Putem raționaliza că sigur. Suntem acum la radical. Amplificăm cu radical din 3 și... Vine radical din 3 pe 3. Minus radical din 11. Supra 11. Și putem lăsa așa, sau dacă vreți încă în plus, aducem la aceeași uitare și vine 11 radical din 3, minus 3 radical din 11. Supra 33, asta poate fi răspunsul final, dar și aici tot atât de bine final poate să rămână. Da. Și încă punctul B. Da, și el mai este 4 acum. Da, deci n-am intrat la 4, am intrat la 4. Nu, asta era 3. Asta era? C-ul era. C-ul? Așa. Și acum intrăm la 4. Deci asta a fost C-ul aici. Da, C-ul. Și acum intrăm la 4. Și acum intrăm la 4. Să te afle media geometrică a numerelor. Deci. Media geometrică, numerul. Avem mai multe puncte? Nu. Nu mai. Un singur da. Punct. A egal cu 1. A egal cu 10 radical din 12. 10 radical din 12. 6 radical din 27. Minus 18 radical din 3, B egal cu 2 radical din 48, plus 2 radical din 12, minus 2 radical din 75. Deci media geometrică. Da. Anca, ce am de gândit? Calculam și da. Apoi puneam... Calculăm, hai să calculăm, mai vedem ce facem. Pe a, să finalizăm. 10 radical din 12... eu am băgat pe 10 subradical. Ai băgat pe 10 subradical. Și cât l-ai băgat când l-ai băgat sub radical? 10 la a doua. Adică cât face? 10. Anca, nu așa trebuia făcut. Când ai făcut nimic, băgându-l 10 la a doua și ai zis, nu știi ce să spui, 10 la a doua fac 100. Dar n-are nicio relevanță, n-are niciun rost să faci așa. 12 și 4 ori 3 și ești tot să fac atâtea ori. 4 ori 3, iese 4 de sub radical și vine 2, și ori 10 vine 20, 20 radical din 3, plus, mai departe, 6 radical din 27. Pe 27 putem scrie ca 3 ori 9. Da, 9 acela scapă, este din 3. Și 6 ori 9 radical din 3. 6 ori? Ori 3. Ori 3 radical din 3. 6 ori 3 fac 18, plus 18 radical din 3 și minus? Minus 18 radical din 3. Minus 18 radical din 3. Egal mai departe. Plus
18 radical din 3 cu minus 18 radical din 3. Și dau cu 20 radical din 3. Iar la B... Pe 48 putem scrie ca 6... Trei ori 16 fac 48. 16 la scat iese radical și 4, ori 2, 8, deci vine 8 radical din 3, plus. Plus 6. De ce 6? 2 ori 3 și radical din 2. De ce 2 ori 3? Păi, pe 12 putem scrie ca 2 ori 6, dar putem scrie și ca 3 ori 4 ca să... Păi 3 ori 4 e convenabil ca să iese de sub radical 4. Și 2 ori radical din 2... Iese încă un 2. Și cu 2 ăsta, 2 ori 2 face 4. Deci plus 4 radical din 3 au rămas, minus... Minus 2 radical din 75... 15... 75, eu scriu ca 3 ori 25. 3 ori un pătrat perfect. Și da. Iese 5 de sub. 5 ori 2, 10. Minus 10 radical din 3. Și cât face? Egal cu 2 radical din 3. Și atunci media geometrică, Radical din 20 radical din 3 ori... Și este egal cu? 40 radical din 3 face 3 la 2, deci rămâne 3. 40 ori 3? 120. Deci radical din 120. Cum ar mai putem scrie 120? Radical din 12. 4 ori 30. Radical din 4. Care iese de sub radical și vine 2 radical din 30. 2 radical din 30. 30 nu mai are niciun pătrat încorporat în el, deci rămâne așa. 3 ori 2 ori 5. Ori 5 ori 2. Nu mai este pătrat perfect, deci 2 radical din 30 era răspunsul corect. Anca, hai să spun ceva, dar prietenește acum, nu ne aude nimeni. Te spun un lucru. Nimeni nu poate învăța în locul tău. Categorii nimeni. Dacă n-ai înțeles până la vremea asta că trebuie muncit, vii la profonare. Dar dacă tu nu muncești acasă și nu reiei ghișițile și nu refaci tema, te-ai uitat vreodată la filmul pe care l-am făcut împreună? Niciodată, spune eu. Niciodată. Ne uitându-te și ne reluând de ghișițiu, ai ajuns în stadiul acesta încât nu s-a lipit de nimic de tine. De ce sunt greu tot asemenea algebră? De ce toate lucrurile sunt... Iată că sunt copii în țară, zeci de mii de copii, care merg după prof online și își fac tema acasă, urmărind egheșițiu de egheșițiu. Iar tu, în general, voi nu vă uitați la filmele făcute și asta este grav. Că asta este o șansă imensă. Că vedeți voi, pe caiet, când te uiți pe caietel să faci tema, nu ai vorbele mele. Nu ai toată explicația asta. Numai în film o ai. Păi este spectaculos ca să te uiți în film, să revezi tema. Da? Deci acolo te ajută foarte mult chestia asta. Dar dacă nu faceți asta, nimeni nu poate să facă. Nu poate sta mama să vadă filmul încă o dată, nici tata. Numai tu trebuie să faci asta. Pentru că se întâmplă ca la lecție când explicăm, datorită golurilor multe din urmă, să nu poți prinde filmul. Da? Deci să nu prinzi foarte atent. Și atunci tu, prin efort propriu,
Te duci și dai acolo o dată de două ori, de șapte ori, până înțelegi că radical din 12, și am făcut asta de zeci de ori, radical din 12, îl vezi ca 4 ori 3, care 4 iese de radical, și am făcut, mi se pare că liniștile astea chiar le-am făcut în clasă. În clasă, aici, adică aici. Da. Când am A și pe B, da. Media geometrică și media aritmetică, am făcut asta. Deci trebuie să înveți că în viață ai șanse să progresezi dacă muncești. Și cum ai varianta asta, că ai pe proful ăla, ai în filmele, o să te uiți acolo. Weekendul stai acolo și te uiți. Măi, să văd încă o dată, de două ori, de șapte ori, toate filmele, iau de un cap în altul. Asta înseamnă să te pregătești. Deci eu fac observația asta că tu nu știi să muncești. Ori nu-ți place să muncești, ori nu știu. E problema pe care tu o ai, aceea că bine ar fi să înțelegi să te salvezi. Că vrei să spun nota? Mai bine ți-o spun. Mai bine ți-o spun de la lucrare. O să vedeți că am dreptate. Eu știu ce spun. Ne oprim aici. Da, 56 la revedere.